Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vreau să organizez o cursă de ciclism pentru elevii mei între orașul Curtea de Argeș și barajul Vidra. Mai înainte, eu vreau să le prezint elevilor traseul pe care l-au de parcurs și mai exact profilul reliefului de pe acest traseu. Cum pot face acest lucru? O pot face cu ajutorul Google Earth Pro. Ce am de făcut? Trebuie să creez profilul cotelor sau profilul altitudinilor în Google Earth Pro. Cum fac acest lucru? Am două posibilități. Fie, mă duc în primul rând la punctul meu de plecare și am spus că acesta este Curtea de Argeș. Voi merge în Curtea de Argeș cu ajutorul cursorului mouse-ului și voi alege punctul de plecare. Apoi apăs Adăugați o cale din partea superioară a ecranului. Mi se deschide un meniu nou unde pun traseu, ciclism, Curtea de Argeș, barajul Vidra. Stil culoare aleg cu ce culoare vreau să fie colorat, spre exemplu roșu, și pun grosimea liniei, eu o voi pune de 3. La altitudine las fixat la sol, la măsurător pun să măsoare în kilometri. Nu închid această căsuță, nu apăs OK pentru că trebuie să adaug punctul de plecare și punctul de sosire. Aceasta este calea mai lungă de a realiza profilul reliefului. În acest caz pot să selectez eu fiecare străduță pe care vreau să merg. Iată, și voi alege punctul de plecare și nu am altceva de făcut decât să merg folosind puncte și folosindu-mă de mouse, făcând clic stânga pentru a adăuga fiecare punct. Din Curtea de Argeș, am plecat eu din apropierea stadionului și până la barajul Vidraru. Sigur că o să-mi ia destul de mult timp să adaug aceste puncte dacă vreau să fiu și precis și dacă vreau să selectez cu atenție străzile pe care vreau să merg, străzile pe care le va avea acest traseu. Odată ajungi la punctul final, ceea ce aveți de făcut este să apăsați OK pentru a finaliza acest traseu. Apoi, el vă va apărea în partea stângă, în locațiile mele de pe Google Earth Pro. Iată și îmi scrie aici traseu ciclist, Curtea de Argeș, barajul Vidraru. Fac clic dreapta pe acesta și aleg opțiunea Afișați profilul cotei. Odată aleasă această opțiune, iată mi-apare profilul traseului meu. Și văd că plec de la o altitudine de 418 metri și ajung la o altitudine maximă de 907 metri. Îmi scrie și aici unde scrie grafic min med max, da? Cotă. 418 metri de unde plec, ajung la 907 metri, diferența de altitudine de 554 de metri. De asemenea, îmi spune instrumente de interval, distanța totală 29,4 km, creștere-scădere cotă, da, de la 928 de metri la 471 de metri diferență de nivel, înclinarea maximă, panta maximă 71%, vedeți pe acest ciot de cățărare, 54,7% panta maximă pe coborâre de pe această cățărare, panta medie 3,5% pe urcare, 4,3% pe coborâre. Ce pot face cu acest profil și acest traseu? Ei bine, făcând clic dreapta în partea stângă în locațiile mele, îl pot salva sau îl pot copia. De exemplu, salvați locația K, fișier KMZ sau KML îl pot salva în documentele mele și îl pot trimite fiecărui participant și acesta îl poate deschide cu ajutorul unui program de tip ticGIS, cum este Google Earth, cum este Google Maps, cum este ArcGIS pentru a-l viziona. Mai este și a doua variantă, varianta mai scurtă prin care putem determina profilul reliefului unui traseu.
Ei bine, din partea stânga sus, din meniul de căutare, acolo unde scrie căutați, putem introduce și obține indicații. Avem opțiunea obține indicații. Apăs pe obține indicații, adaug punctul de plecare, punctul A, în cazul meu este Curtea de Argeș, și punctul B, punctul de sosire, barajul Vidraru. Fac clic apoi pe obține indicații de orientare. Și iată, mi-apare traseul cu mașina. Vom lăsa așa cu mașina pentru a avea aceeași rută pe care am parcurge-o dacă am merge cu mașina. Pentru a salva acest traseu în locațiile mele, avem în partea stângă acel dosărel. Copiază rezultatele căutării actuale în locațiile mele. Facem clic stânga pe acea opțiune și vom găsi acum, dacă închidem acest loc, iată, Transfăgrășan DN7C. În locațiile mele mi-a apărut. Este un dosar întreg care cuprinde punctul de plecare, punctul de sosire și un alt dosar, un subdosar cu indicațiile. Pe mine ce mă interesează, după toate aceste indicații, vedem că scrie RUT. Da, aceasta este exact ruta sau traseul de parcurs. Dacă voi deselecta traseul de mai devreme, iată, cu albastru văd această rută. O voi redenumi, apăs clic dreapta, proprietăți, și pun rută Curtea de Argeș, barajul Vidraru. La fel, pot schimba stilul și culoarea, altitudinea, cum să fie măsurată și în ce să măsor, instrumentul de măsură. La fel, dacă fac clic dreapta pe această rută și apăs Afișați profilul cotei, voi vedea profilul altitudinilor. Iată, pe această rută îmi spune că plec de la 415 metri și ajung la 870 de metri. Distanță 30,5 km. Plec de la 877 de metri altitudine maximă și am o diferență de nivel de 457 de metri. Panta maximă 38,6% pe urcare. Pe coborâre 29,4%, panta medie 3,2% pe urcare, 3,6% pe coborâre. Și pot observa pe acest profil, parcurgându-l, cât este panta în fiecare loc. Când este cu minus, când îmi scrie cu minus, înseamnă că este pe coborâre, valorile pozitive pe urcare. La fel, și această rută o pot salva, făcând clic dreapta, salvați locația ca. Selectez fișierul unde vreau să salvez locația acestui fișier, apăs salvare și îl pot trimite tuturor participanților la această cursă. Dragilor, vă invit și pe voi să creați profilul altitudinilor, al cotelor sau al reliefului atunci când organizați o cursă, fie că este de ciclism, fie că este un maraton sau semi-maraton. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune. La revedere!